Curci la Obiect. Este ora 21, după cum vedeți, promisiunea trebuie onorată așa cum am făcut-o la ora 21, așadar este momentul să aflăm foarte clar cine sunt aceia care ne vor conduce. Și bineînțeles că lucrul care interesează pe toată lumea în acest moment este cine este clasat pe locul întâi în alegerile prezidențiale din această duminică din România. Așadar, haideți să vedem cine este primul clasat cu conform estimărilor făcute de curs top în alegerile prezidențiale din România. Nu, da. Da. Maxim. Nu poate. Iată, așadar, este vorba despre domnul Ion Iliescu, candidatul PSR, cu 36,9%. Doamne, ce facem? Aplaudați? Da! Haideți să vedem așadar după ce am văzut care este primul clasat, pentru că domnul Ion Iliescu a obținut 36,9%. E important să vorbim și despre al doilea clasat în această cursă electorală, cel care va intra în turul 2 alături de domnul Ion Iliescu. Să vedem cine este acesta. Wow! Iată așadar candidatul PRM, Corneliu Vadim Tudor, cu 27,3%. Haideți să vedem cine este al treilea clasat în cursa prezidențială în această seară, conform estimărilor. Domnul Teodor Stolojan, cu o cifră rotundă, 13,0%. Muie, ți-am spus! Iată așadar și imagini de la sediul de campanie al domnului Teodor Stolojan. Mai departe, locul 4. Este interesant să vedem cine se află și pe locul 4 în această seară în cursa prezidențială. După domnul Ion Iliescu, Corneliu Vadim Tudor și Teodor Stolojan, locul 4 este ocupat de domnul Mugur Isărescu, așadar, cu 10,5%. Următorul în ordine, domnul 5, este... Să vedem cine. Candidatul UDMR Frunda Gheorghi. Pe următorul loc este... Haideți să vedem mai exact cine, conform graficului. Domnul Petre Roman, cu 2,7%. 10. A fost. Iată și imaginile de la sediul de campanie al PD. Nu-i foarte rău, nu-i foarte rău. 2,7%, așa, da. Să mergem mai departe după domnul Petre Roman. În ordine, haideți să recurgem să vedem, la grafic, să vedem cine este. Este nimeni altul decât domnul Teodor Meleșcanu, cu 1,9%. Iată și imaginile de la sediul de campanie al APR. PDSR 38,8%, PRM 22,2%, PNL 9,6%, PD 7,6%, CDR 2006,3%, UDMR 6,7%, APR 4,3%, alte partide 4,5%, împlinindu-se astfel totalul de 100%. Suntem tari, nene! Nimeni nu s-a așteptat că depășește 20%. E vorba între noi, e drag, fim realiști. Nu s-a așteptat nimeni, asta este un cutremur. Asta al întregii lumi, nu al României. Care au fost motivele pentru care l-ați votat pe Corneliu Vadim Tudor? Extremismul lui. Îl apreciez. Așa, în general, îmi place că... E mai tupeist, așa. Fiți la îngrabă, domnul Vadim, să vedeți cât ți-l pupă acum. Sunt conștient că nu are un program economic. Cred că poate să se întâmple două lucruri dacă iasă Vadim președinte. Ori reușește să facă ceva, ori ajunge de la zero. Lucru excelent. Știm că nu mai avem nimic, o putem relua la fel ca nemții. Îmi place stilul naționalist. Are un stil foarte radical, deci politică foarte agresivă. Față de Ungri avea unele nemulțumiri sau
idei rasiste, dar asta, bine, dacă ajunge președinte, nu cred că o să poată să ducă la îndeplinire, pentru că dacă este președinte, nu conduce singur. Iliescu nici cu mine nu se bate, n-are curaj să bate. Să mor dacă vă mine. Dar voi cu ăsta. Decât să avem niște relații cu țările europene, să intrăm în Uniunea Europeană, mai bine stăm în România, să avem salariul nostru, gândește la fel ca mine. Mi-a plăcut pur și simplu, deci la televizor cum s-a exprimat pentru oameni, ce le dă, ce le face și mai mult ca copii așa, ca tineret, poate ne însești nouă o viață mai simplă și mai ușoară. Voi avea probabil niște confruntări televizate cu domnul Ion Iliescu, îl voi pune în fața guvernării sale catastrofale de 7 ani și a mafiei pe care a patronat-o și dacă nu va înțelege la timp să se retragă din această cursă, pentru că are 71 de ani, probabil voi fi nevoit să-l fac knockout. Bravo! Da, da, bună seara! Da. Trăiască România mare, de la Nistru până la Tisa! Tot românul plânsul mi s-a! Să scăpăm de sărăcie și de nebunie, că să salvăm țara de nebuni! Dacă țara asta a ajuns să aleagă între Iliescu și Vadim, înseamnă că e o problemă cu ea. Cum să alegi între două boli? România nu mai poate fi condusă decât cu mitraliera! Ai auzit de vorba aia? Ultimul stinge lumina? Eu nu cere niciodată. Eu nu vreau să fiu ăla care stinge lumina.